Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum mi-a sărut mulți dintre voi, o să facem un tutorial la această furcă, cum se desface și care e toată procedura, pentru că am văzut că foarte mulți dintre voi ați văzut clipul cu atunci când am făcut service la furcă. Astăzi o să vă arăt cum se face. Cum se face service. Deci, ca să înțelegeți care e treaba, ăsta e jocul furcii. Ăsta e jocul furcii. Și azi o să încercăm să o desfacem, doar să o desfacem, și posibil în episodul următor să o rezolvăm. Luăm o șurubelniță, îi scoatem garniturile astea de aici, găina pe fundal cu dăcești în continuu, scoatem doapele, așa, și avem nevoie de o cheie cu clichet, un prelungitor cu capăt pe care îl băgăm aici, așa, și avem nevoie de un capăt de imbus, dacă nu mă înșel, e de 6, da, e de 6 mm. Și acest capăt vine pus aici. Nu, aici, așa. Și vine băgat înăuntru. Și trebuie pus fix exact pe șurub. E un șurub acolo. Să aveți grijă să nu-l pierdeți. Eu era să-l pierd. Aha, ia uite, zic că l-am prins. Efectiv, desfacem. Trebuie să desfacem șurubul de aici. Bă, dar găinile aia nu mai tagă-o din gură. Și acum te desfacem șurubul. Ia. Și asta este... Asta este șurubul de care vă spuneam. Și mai este unul și pe partea cealaltă. Să desfac acum. Și acum ar trebui să iasă singur. Și aveți grijă că odată cu el o să iasă și o garnitură. Deci avem o garnitură. Și aici la asta avem o altă garnitură care a ieșit. Iar acum tot ce va trebui să facem este să punem asta aici înapoi ca să nu o pierdem. Mă șterg puțin pe mâini pentru că este foarte multă vazelină neagră înăuntru. Și pur și simplu să desfacem furca. Și uite, așa am desfăcut furca. Asta este arcul. Hai să vă scot și peste aici. Găm pur și simplu șurubelnița și tragem afară. Dar nu este atât de simplu, pe cât pare. Să vedem acum, că l-am scos afară. Deci, așa, ca să înțelegem de ce furca mea avea jocul acela care vi l-am prezentat. Aici gaura s-a lărgit foarte mare. Din cauza uzurii. Din cauza uzurii s-a lărgit foarte gaura și avea tija, avea joc aici în gaură. Și ca să nu mai aibă joc în gaură, se va suda altă șaibă peste cea existentă, cu gaură exact cât e tija, ca să nu mai aibă joc. Și tu, așa, în felul ăsta reducem jocul. Și atunci la zero. Se reduce jocul. La zero. Arcurile în ce stare sunt? Arcurile sunt ok, nu sunt ăsta. Aici e problema, are că nu are joc. Pe ea. Asta e foarte tare, cu polipropilenă. S-au întărit, asta e ok. Asta n-a uzură. Și aici avem un prelungitor. Aici o capă de imbus. Care trebuie să aibă cel puțin... Cel puțin 22 de centimetri. Doar 2 de centimetri. Mă rog, cu tot cu capătul ăsta. Prelungitorul ăsta simplu are cât are? Ia stai. Vezi că e umbră aici, nu. Prelungitorul ăsta, ia, adu ruleta încoa. Ăsta cât are? Ia. Dă-i ruleta. Prelungitorul ăsta 15 centimetri. Și mai am capăt de ăsta care, mă rog, îl găsiți. Știți. Se poate fi dintr-o bucată. Da, ăsta are 5 centimetri. Și mai capătul ăsta. Care face legătura între capătul ăsta și capătul ăsta.
Da, asta e treaba cu furca, hai să vedem un cinematic.